V-ați întrebat vreodată de ce mașina este marcată pe hartă în Waze sau Google Maps cu o săgeată albastră? Aceea nu este de fapt o săgeată, ci nava din celebrul joc Asteroids, lansat în 1979. Semnul a apărut prima dată în ETAC Navigator, primul sistem de navigație pentru mașini. Atât jocul Asteroids cât și sistemul ETAC au fost dezvoltate în cadrul Catalyst Technologies, un incubator pentru proiectele high-tech de la începutul anilor 80. Inginerii de la cele două proiecte au interacționat în timpul dezvoltării.